În anul 1930, România, Iugoslavia, Franța și Belgia au fost singurele țări europene care au acceptat să vină în Uruguay pentru a participa la primul campionat mondial de fotbal din istorie. Cred că fotbalul cucerește globul pentru că este copilăria însăși, a mea, a lui Barbu, a ta, a tuturor. Noi, fotbaliștii, suntem zei. ei spectatorii din tribună, care ne aplaudă și ne huiduie. Sunt cei care trăiesc prin noi iluzia că ar fi putut să fie zei. Spectatorul din tribună este sincer revoltat când greșește un voleu. El nu scapă niciodată ocazia să ți-l corecteze savant printr-o simplă mișcare a gleznei. Acestea au fost cuvintele timișoreanului Rudolf Wetzer, capitanul echipei naționale a României la primul campionat mondial de fotbal din Uruguay din 1930. Rudolf Weitzer a început să deslușească tainele fotbalului în perioada în care lumea izbucnise prima conflagrație mondială. Fotbalistul a câștigat un campionat și ca antrenor în ediția 1934-1935 cu Ripensia. Ulterior avea să se stabilească în Israel, unde s-a stins din viață în data de 13 aprilie 1993 la vârsta de 92 de ani.